Salutare! Știu că tuturor ne place să facem bani sau să avem bani și am văzut și că data trecută când am făcut un vlog despre cum să faci bani în 2022, v-a cam plăcut, ba mai mult unii mi-ați și spus că ar fi bine domnule să mai faci vloguri de genul ăsta, am zis haide-mă să ajut dacă tot e nevoie. așa cum am spus-o și data trecută, nu e simt prea confortabil să vin în fața voastră și cu o lejeritate din aia debordantă și să vă spun unde să vă investiți banii ca să aveți și voi venit pasiv. Asta pentru că în fiecare zi vorbesc cu oamenii despre investițiile lor și asta m-a făcut să înțeleg că fiecare individ are situația lui particulară, ceea ce automat înseamnă că același sfat financiar nu va fi potrivit pentru fiecare individ în parte. Dar când văd atâția guru financiar pe internet, mă ia groaza, mă sperii că lumea ar putea să-i creadă și să ajungă să-i șliște banii, în cel mai bun caz ineficient, în cel mai rău caz chiar să-i piardă, pe sfaturile primite de la patron de furgonete de waffles, care odată ce au trecut printr-o pandemie și un faliment, au devenit automat experți financiari. Peste tot pe internet, pe unde ți întorci privirea zilele astea, dai de câte un expert din ăsta care îți vorbește despre importanța educației financiare. Ba chiar mai mult, dacă ești ghinionist și nu ai avut parte de educație financiară până acum, expertul dintr-un altruism din ăsta nemărginit se va oferi să te ajute el. Și cum poți să înveți mai bine decât dintr-o carte sau un seminar video. Îți va explica acolo, pe lângă importanța educației financiare, și câțiva pași simpli pe care și tu, dacă îi vei urma, vei ajunge să faci bani. Ba chiar mai mult s-ar putea să ajungi și la mult visatul venit pasiv. Tot ce trebuie să faci e să-i dai lui gurului financiar niște bani pentru asta. Oamenii ăștia folosesc platforme de genul YouTube, Facebook, Instagram pentru a atrage viitori clienți. Sigur că o mare parte din informația pe care oamenii ăștia ți-o oferă este validă, este preală. Dar ghiși ce? Aceeași informație este de multe ori gratuită pe internet. Ceea ce vreau să vă spun este că, da, într-adevăr, educația financiară este importantă pentru fiecare dintre noi, dar ea nu trebuie să vină din partea unor oameni care au ca obiectiv să-ți vândă o carte în care să-ți povestească despre cum au făcut ei bani. Vânzând o carte în care îți vorbeau despre cum să faci bani. Bazele educației financiare se fac în școli. Țin minte, pe vremea mea, în clasa 10, am făcut ore de economie. De asemenea, dacă vrei să studiezi în direcția asta, există facultăți în Domeniu. Eu asta am făcut, facultatea de finanțe bănci, cu asta mă ocup, vorbesc cu oamenii despre investițiile lor și când văd câți guru financiari fără nicio pregătire există pe internet, ar trebui să-mi fie, nu, ușor să vin în fața voastră și să vă vorbesc despre cum să faceți și voi bani să beneficiați de venit pasiv. În schimb, nu mi-este ușor deloc tocmai pentru că am înțeles că fiecare individ are situația lui personală și dând același sfat financiar tuturor, riști nu numai să îi impedici să își atingă obiectivele, ba chiar mai mult îi poți face să își piardă și banii de pomană. De fiecare dată când cineva se gândește să investească bani, există patru elemente foarte importante de luat în seamă. Primul și poate cel mai important este obiectivul. Ce vrea acea persoană să realizeze în urma investiției sale? Ce îți dorești să facă banii aia pentru tine. Unii și-ar putea dori ca banii investiți să ajungă într-o zi să le cumpere o casă. Alții s-ar putea să își dorească ca acei bani investiți să le asigure, să spunem, o vacanță exotică în fiecare an. Pe când alții ar putea investi tocmai pentru că își doresc să se oprească din a munci la o vârstă încă fragedă. Fiecare dintre aceste obiective poate fi îndeplinit în moduri diferite. Spre exemplu, pentru cel care are de gând să-și cumpere o casă în 5 ani, cel mai important element este prezervarea capitalului. Pe când, pentru cei care își doresc, așa cum spuneam, să se oprească din a la o vârstă încă fragedă, cel mai important element este cel de creștere. Al doilea element foarte important care trebuie luat în seamă este apetitul pentru risc. Nu avem cu toții același apetit pentru risc. Ce înseamnă asta e că pentru unii, dacă astăzi îți crește investiția cu 10%, iar mâine îți scade cu 20% treaba asta poate fi ok. Pe când, pentru alții, ăsta ar putea fi un motiv de panică. Și, așa cum știm cu toții, atunci când suntem panicați, nu luăm decizii logice. Și aici mă refer mai ales la riscul ca atunci când vezi că investiția ta se duce în cap, să te apuci să vinzi, să vinzi în pierdere și nu să transformi o pierdere de pe hârtie într-o pierdere reală. De asemenea, degeaba faci bani dacă de fiecare dată când pe piață se întâmplă câte un drop, ai parte de un stres pe care în mod normal nu l-ai avea. Efectiv, nu are rost să faci bani dacă nu mai poți dormi noaptea din cauza asta. Al treilea element este capacitatea fiecăruia de a suporta pierderea. Ce înseamnă asta e foarte simplu. Fiecare dintre noi își permite să piardă o anumită sumă. Pentru fiecare dintre noi, acea sumă este diferită și asta depinde de foarte multe lucruri: job, salariu, poziție socială, economii, vârstă și așa mai departe. De asemenea, un alt element foarte important atunci când vorbim despre investiții este dat de opțiunile etice ale fiecarei persoane, ale fiecărui potențial investitor. Acum, de fiecare dată când vă pe câte unul care vine în fața voastră și vă zice Dacă investești în chestia asta în 10 ani, ascultă-mă pe mine, o să fii milionar. Pe de o parte mă ia râsul, pe de altă parte mă apucă toți dragi. Haideți să vă explic nu există un bun care pe o perioadă mai mult sau mai puțin limitată să vă ofere un return garantat. Fiecare tip de bun vine cu riscurile lui, riscuri care de cele mai multe ori nu pot fi prevăzute. De câte ori nu ați auzit treaba asta cu Dacă vei cumpăra o casă și o vei închiria, vei face bani. Chiar și în situația asta în care îți permiți să cumperi niște case și ajungi să le închiriezi, există foarte multe riscuri. Unul ar fi dat chiar de chiriași. S-ar putea ca la un anumit moment dat să rămâi fără chiriași, deci casele alea să stea acolo să nu-ți producă una de un leu. De asemenea, este posibil ca în momentul în care ai niște chiriași, bă, ăia să fie mai nebuni și să ajungă să-ți distrugă casa. Automat, valoarea casei tale va scădea. De asemenea, s-ar putea ca la un anumit moment dat, din vari motive, valoarea imobiliarelor să scadă. Sigur, pericolul mai mare ar fi dacă ar trebui să vinzi acele case fix în perioada aia de criză. Alții vin și spun că dacă investești în criptomonede care au în jurul lor un ecosistem care va genera proiecte, care vor genera mulți bani, Mă vei ajunge cu siguranță și tu să ai venit pasiv și nu va trebui să mai muncești o zi în viața ta. O mare prostie, ba chiar aș putea să zic prosteală. Astfel de elemente speculative se bazează pe teoria prostului mai mare adică teoria aia conform căruia pe viitor un prost mai mare decât tine va plăti mai mult pentru același bun pe care tu astăzi l-ai cumpărat mai ieftin. Cam asta s-a întâmplat și cu bula la lelelor din secolul 17 când un bulb de la lea ajunsese să valoreze câteva hectare de teren, dar și cu bula dat din anii 90 când toată lumea arunca cu bani în companii din zona asta online. Pericolul cel mai mare atunci când investești într-o bulă din asta e că bula aia la un anumit moment dat se va sparge și s-ar putea să te trezești cu o groază de monede acțiuni în online sau știu și eu la lele care ce să vezi aproape că nu vor mai valora nimic repet nu există un singur bun care să îți garanteze pe o perioadă delimitată de timp returnul de care ai nevoie. Și atunci cel mai important lucru care vine în ecuația asta este diversificarea. Diversificare ce se face pe mai multe planuri. Unul ar fi, spre exemplu, că dacă investești în criptomonede, ar fi bine să nu investești într-una singură, ci să pui banii în mai multe. Astfel încât dacă o criptomonedă nu performează așa cum sperai, dar zona asta de criptomonede în general, performează bine Bă, sper totuși nu că performanța celorlalte criptomonede va acoperi lipsa de performanță a primei. Al doilea plan în care ar trebui să folosești diversificare este dat tocmai de treaba asta că dacă pe o perioadă criptomonedele nu vor performa așa cum te-ai așteptat, poate ar fi bine ca banii tăi să fie distribuiți și în altă direcție. Poate că ar trebui să te gândești să investești și în bunuri care nu au neapărat o corelație cu criptomonedele. Mă refer aici la imobiliare, acțiuni la companii în domeniul energiei, obligațiuni de stat și așa mai departe. Sectoare care, repet, nu au neapărat o corelație între ele, astfel încât dacă un sector nu va performa, vei putea totuși spera ca performanța celorlalte sectoare să acopere acea lipsă a performanței. De asemenea, diversificarea poate merge și mai departe. Și mă refer aici la zone geografice. Una este să investești în companii din America, o țară cu economie deja dezvoltată și alta este să investești în companii din zona Asiei, companii din țări în curs de dezvoltare. Riscul unei astfel de investiții diferă de la tipul de bun în care ajungi să investești până la, așa cum spuneam, zona geografică în care ajung banii tăi de investiții. Tocmai de aceea atunci când ai de gând să investești bani în ceva, cel mai bun lucru pe care ți-l pot recomanda să-l faci este să vorbești cu o persoană specializată în domeniul ăsta, în domeniul investițiilor. Și cu siguranță să nu asculti sfaturile unor, așa spuși, experți doar prin prisma faptului că au câteva sute de mii de urmăritori pe YouTube. Atunci când te doare capul, probabil că vei merge la medicul de familie. Dacă vei avea o mână ruptă, vei merge cu siguranță la ortoped. Tocmai de aceea, dacă ai nevoie de ajutor financiar, mergi la o persoană autorizată în domeniul ăsta. Nu cumpăra cursuri și seminarii video de la așa zis și experți pentru că tot ceea ce vei face va fi să-ți pierzi banii de pomană și să îi îmbogățești pe ei. Sigur că atunci când vei merge la o persoană autorizată să-ți dea sfaturi financiare, vei plăti un fi. Dar gândește-te că una este să primești advice de la o persoană care știe despre ce vorbește și să-l plătești pentru serviciul ăla și alta este să plătești pentru o carte în care ți se vorbește despre cum persoana aia s-a îmbogățit vânzând o carte altora ca tine. Cam asta a fost pentru săptămâna asta. Dacă aveți întrebări în legătură cu ceea ce am spus sau ce nu am spus, lăsați-le vă rog frumos în comentarii pentru că promit să răspund la fiecare dintre ele. Nu uitați, un share, un subscribe, un like la video asta chiar ar ajuta și dacă tot ați apăsat butonul ăla de subscribe, apăsați și clopoțelul mic de lângă el pentru că în fiecare duminică facem un live la care puteți chiar și voi să vă dați cu părerea și nu știu de ce nu ați vrea să fiți notificați pentru asta. Iar în speranța că v-a plăcut și săptămâna asta, înclinându-mă, am să vă mulțumesc. Pe data viitoare!